Bun găsit și bine ați venit la sesiunea activități de testat la clasă la Educație pentru Democrație, din cadrul Festivalului Digital Predau Viitor. Festivalul este o conferință internațională pentru profesori din România și Republica Moldova despre pedagogie digitală, STEAM și cetățenie digitală, creată și organizată de Asociația TEXU. Vă mulțumesc tare mult că sunteți aici și că ne urmăriți. Eu sunt Adela Beca, parte din echipa Asociației TEXU și voi fi gazda acestei sesiuni. Fac precizarea încă de la început că această sesiune este preînregistrată. Nu suntem live în acest moment în festival, dar suntem cu sufletul alături de voi, toți cei care ne urmăriți. Chiar dacă nu suntem live, ne vom bucura să vedem în chat de unde v-ați conectat și chiar vă încurajez să adresați și întrebări, să scrieți reflecții. Atât eu cât și invitatele mele ne vom uita peste ceea ce scrieți și vom găsi o soluție să ajungă răspunsurile către voi. Suntem în ziua de cetățenie digitală în festival, din care nu puteau să lipsească ideile de activități de la orele de educație socială și istorie, cu sau fără tehnologie, dar și inițiative din sectorul non-profit care îi sprijină pe profesori. Nu puteau să lipsească, am spus, pentru că se întrepătrund tare bine cu viziunea noastră de la Asociația TEXU și noi credem în rolul activităților din școală care îi ajută pe elevi să-și atingă potențialul pentru a trăi într-o Românie mai dezvoltată, cu cetățeni activi, responsabili și orientați către soluțiile la probleme din comunitate. Cum am spune, cetățeni care acționează în baza unor valori democratice. Și cum nu le știm noi pe toate aici la Asociația TEXU, ne-am decis ca anul trecut să invităm să ni se alăture profesori și organizații care știu și fac asta în fiecare zi. Discuția de astăzi este recomandată de noi pentru profesori de educație socială și istorie, dar asta nu înseamnă că nu este relevantă în general ca experiență de învățare sau sursă de inspirație pentru orice profesor de gimnaziu și liceu. Împreună cu invitatele noastre, pe care le vedeți pe ecran și pe care o să le cunoașteți imediat, avem și niște obiective pentru întâlnirea de astăzi. Am spus așa că până la finalul acestei întâlniri ne-am dorit să descoperiți idei practice testate deja la clasă de profesoare minunate din comunitatea Expert Forum. Să spuneți, a, nu m-am gândit să fac activitatea asta la clasă cu elevii mei, dar aș putea să o încerc. Apoi, să reflectați la oportunitățile pe care educația socială le oferă pentru a crea activități în care elevii să fie implicați în propria lor învățare. Și nu în ultimul rând, să descoperiți resurse și oportunități de dezvoltare profesională create pentru profesori. Iar acum mă îndrept către invitatele mele, mă întorc la pagina lor de prezentare. Mă bucur să le pot spune bun venit invitatelor, Cezara Grama și Maria Cezar de la Expert Forum, coordonatoarele programului Let's Talk About Youth, Liliana Panaite, profesoară de istorie și educație socială și director la Școala Gimnazială Geo Bogza din Bălan, județul Harghita, și Monica Iorga, profesoară de istorie și educație socială și director la Școala Gimnazială numărul 2 și Liceul Teoretic Videle, Telorman. O să închid eu această prezentare ca să puteți să le și vedeți pe invitatele noastre.
Cezara, Maria, Lili, Monica, mulțumesc mult pentru prezența voastră la Festivalul Digital Predau Viitor și vă invit să ne spuneți câteva cuvinte despre voi pentru cei care ne urmăresc. O să încep cu tine, Cezara. Salut, bine v-am găsit! Eu sunt Cezara, lucrez la Expert Forum din 2014 și lucrez pe proiecte de tineri, Active Citizenship și mai ales lucrez cu mulți profesori. Pare bine să fiu azi aici. Mulțumim tare mult! Maria, ne revedem și anul acesta la Festivalul Digital Predau Viitor! Mă bucur foarte mult că m-am întors și că suntem și într-o echipă mai mare de data asta. Eu sunt Maria, lucrez în Expert Forum din 2019. Am început să lucrez în Expert Forum în programele pentru profesori și am fost parte din procesul de a crea programele pentru tineri, deci sunt super fericită să fiu aici și să povestim despre modalități prin care putem să aducem conceptele de democrație mai aproape de clasă. Mulțumesc tare mult, cum spuneai, suntem într-o echipă extinsă și mă bucur să-i dau cuvântul de Lili. Bună seara deja. Panaite Liliana Izabela este numele meu. Sunt profesor de istorie și educație socială la Școala Gimnazială Geo Bogza dintr-un orășel mic, mic, mic de munte în județul Harghita. Și mă bucur să fiu cu voi în momentul ăsta și să împărtășesc alături de voi lucruri pe care le trăiesc eu cu elevii mei. Mulțumim mult, Lili, de-abia așteptăm să vedem ce ai pregătit pentru noi și pentru cei care ne urmăresc. Monica? Bună, vă mulțumesc mult pentru invitație, mă bucur să fiu aici. Sunt Monica Iorga, sunt profesor de istorie, educație socială într-un orășel mic, 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 cum a zis Lili, dar din zona de câmpie, din partea de sud a țării, undeva aproape de București, la Videle. Sunt un profesor care crede că schimbarea poate veni de la tineri, că ei pot deveni un factor activ și foarte implicat în comunitate, dar asta depinde foarte mult de noi, de cum îi modelăm, de cum îi formăm și de cum le dezvoltăm acele competențe personale, sociale, civice de care au mare nevoie. Mulțumesc! Mulțumim mult, Monica. Și ca să începem și cu un context despre cum ne-am strâns în această formulă și spuneam la început că noi la TechSoup, la Asociația TechSoup, nu ne pricepem la toate, așa că invităm organizații a căror misiune se aliniază cu a noastră și ne bucurăm să putem să vorbim despre oportunitățile de învățare create de Expert Forum. Așa că, Cezara, Maria, încep cu voi. Aș vrea să ne povestiți despre programele voastre la Expert Forum, dedicate educației pentru democrație. Dacă nu greșesc, sunt programe în care și Lili și Monica au început alături de voi. De-abia aștept să auzim mai multe pentru cei care ne urmăresc. O să încep eu atunci. Mulțumesc mult, Adela, pentru intro. Noi la Expert Forum lucrăm pe subiectul educație civică și educație pentru cetățenie activă, să zicem așa, de prin 2015, dar dintotdeauna pe noi ne-a pasionat subiectul ăsta, pentru că ce facem noi este, ca organizație, este ne uităm la bună guvernare și stat de drept, monitorizăm și încercăm să contribuim ca România să fie un stat mai bine guvernat, ca cetățenii să poată să-și valorifice drepturile și să înțeleagă procesele pe care se derulează în jurul lor și ei să aibă un rol în ele. Și atunci, pentru noi a fost normal să ajungem la subiectul educație civică, educație socială astăzi și educație pentru cetățenie activă. Așa că în 2015, împreună cu colegii mei din Expert Forum, a început acest program care se numește Școala pentru Democrație, o școală, o tabără pentru profesori, ca să-i zicem așa,
în care am încercat să aducem la oaltă profesori de prin țară care predau educație civică și să discutăm și să învățăm împreună lucruri noi. În primul rând, să vă în educație non-formală, ci loc care ia atunci când vorbim despre drepturi, democrație și stat de drept, cum integrăm educația non-formală în aceste subiecte care par foarte tehnice și foarte scary și foarte formale, așa, și cum le facem mai interesante pentru tinerii de astăzi și pentru cum îi învățăm să înceapă să-și folosească aceste drepturi și aceste să-și le valorifice. Așa că am început să lucrăm cu profesori, am cunoscut oameni minunați de prin întreaga țară care predau și care încearcă să facă acest subiect interesant pentru tinerii cu care interacționează, fie că vorbim de gimnaziu, fie că vorbim de liceu. Și am petrecut o săptămână, de obicei Școala pentru Democrație constă într-o săptămână în care învățăm lucruri noi, cum spuneam, de la lucruri jucăușe până la chestii mai grele câteodată, de la clientelism, de la accesul la informații de interes public, de la cum funcționează justiția. Deci, dar după care începem să lucrăm împreună și cred că asta a fost partea foarte frumoasă și pentru care am reușit să creăm, să creăm o comunitate foarte faină de profesori în anii ăștia, pentru că continuăm să-i sprijinim pe profesori să ducă lucrurile astea pe care le învață la ei în comunitate și să gândim împreună proiecte și activități care în jurul acestor subiecte, cum încurajăm pe elevi, cum încurajăm nu doar pe elevi, pe membrii comunităților unde ei predau, să devină mai, să fie mai informați cu privire la drepturile lor, să fie informați cu privire la instituțiile publice, cum funcționează, ce este puterea legislativă. Ce rol pot eu să joc și ce instrumente am ca cetățean să mă implic în toate aceste procese, ca ele să nu mai pară că sunt departe, străine și eu sunt mic și ele sunt foarte mari și de neatins pentru mine. Și atunci am descoperit foarte multe comunități, am descoperit foarte mulți profesori cu care am început cu mici proiecte, dar care încet, încet au crescut în proiecte mari. Profesorii lor au devenit din ce în ce mai interesate să se implice în astfel de activități. Am continuat, avem astăzi o rețea de profesori din România și Republica Moldova, undeva la 120 de oameni, 120 de membri, și cu care lucrăm, cu care am continuat să lucrăm inclusiv în perioada pandemiei, când nu am mai putut să ne vedem și să mergem noi în comunitățile lor, să ne întâlnim, să punem la cap proiecte. Și a trebuit să ne readaptăm, să zic, să găsim modalități prin care să continuăm să fim aproape unii de alții și să ne susținem, sprijinim inclusiv în contextul ăsta de online. Și cumva în tot acest context și datorită relație de încredere pe care am construit-o cu profesorii cărora le mulțumim că au fost întotdeauna așa de dornici să ne primească și deschiși, am pus bazele și programului pentru tineri, care se numește Să vorbim despre tineri, Let's Talk About Youth, pe care aș vrea să o las pe Maria să vă povestească un pic mai mult. Mulțumesc mult! Într-adevăr, programul Let's Talk About You, Să vorbim despre tineri, a început în 2020. Cred că din această nevoie colectivă a noastră, a profesorilor cu care lucram și a elevilor, de a ne vedea online, de a simți că facem parte dintr-o comunitate și de a vorbi despre altceva în afară de pandemie. Era fix la începutul perioadei de izolare, deci cu toții eram foarte singuri. Și s-a creat această oportunitate de a lucra împreună și de a găsi moduri în care să punem vocea tinerilor în prim plan. Let's Talk About Youth este o competiție de discursuri publice în care participanții răspund într-un discurs de 3 minute la o întrebare foarte clară și specifică, care este o problemă care te afectează pe tine și pe comunitatea ta. Let's Talk About Youth pentru noi este mult mai mult de o competiție de discursuri publice. E un mod de a începe să vorbim despre care sunt problemele care ne afectează și, cel mai important, care sunt niște soluții, atât pe care putem noi să le facem,
dar și pe care poate să le facă administrația publică. Deci începem să lucrăm cu elevii pe de o parte. Ce putere ai tu în comunitate? Pentru că singurul mod de a interveni într-o democrație nu este de a vota la 18 ani. Sunt multe alte lucruri pe care poți să le faci înainte de 18 ani și după ce ai 18 ani, despre care nu vorbim destul. Deci acest program este o oportunitate pentru toți să aflăm care sunt modurile prin care putem să ne implicăm și să începem să o facem. Am început programul la liceu, cu profesori de liceu, și după am început să facem niște pași și către gimnaziu. Am avut o ediție online de gimnaziu. Odată ce ne-am întors la școală, în 2022, am decis să facem împreună acest pas și cu Liliana și Monica, mă bucur foarte mult că le văd aici, în a aduce programul la clasă, facilitat de profesor. Așa șastea și cu a șaptea, așa opta. A fost foarte emoționant pentru toate clasele și a fost o oportunitate foarte bună să ne aducem aminte cât de multe lucruri se întâmplă în comunități și că elevii le văd pe toate și le simt pe toate și că au nevoie de un spațiu în care să vorbească deschis și sincer despre ele. Competițiile de gimnaziu cred că sunt cele mai emoționante la care am fost și mereu se lasă cu plâns, dar din cele mai bune motive. O să dau mai departe microfonul către Liliana și Monica, cred că este mult mai valoros să auzim și de la ele despre Școala pentru Democrație, Let's Talk About Youth și toate lucrurile minunate și oportunitățile pe care le aduceți la clasă pentru elevii voștri. Dau microfonul mai departe către Liliana. Mulțumesc! Măi, mă simt ca într-un studio de televiziune unde la un talk show de... E fain cu voi! Măi, nici nu știu cu ce să încep, că sunt atât de multe lucruri pe care aș vrea să le împărtășesc, dar o să vă spun întâi lucruri pe care voi le știți, dar nu le știu și cei care probabil o să ne audă. Eu cred că disciplina asta, educație pentru cetățenie democratică, care a fost introdusă în planul cadru la gimnaziu, este cel mai, nici nu pot să-mi închipui, cel mai potrivit context. Adică nu cred că există vreo țară în Uniunea Europeană în care elevii de gimnaziu să studieze o disciplină care se numește educație pentru cetățenie democratică. Pentru că asta spune exact ce vrea să facă disciplina asta. Băi, și dacă disciplina asta mai este și predată de profi care cred în rolul acestei discipline și în rolul pe care l-au ei ca adulți în formarea unor micuți cetățeni de 12-13 în viitori cetățeni autentici într-o societate democratică, atunci eu cred că ar trebui să îi acordăm toate șansele din lume și să nu ratăm nicio ocazie să învățăm cât mai mult despre cum să facem noi ca această disciplină să fie în folosul elevilor noștri și al nostru. Asta este unul dintre motivele pentru care eu n-am ratat nicio ocazie. Așa v-am întâlnit pe voi cei de la EFOR și am început o relație așa de frumoasă, fără conflicte, nicio relație nu e chiar roz, dar mea cu voi este foarte, foarte faină și totdeauna fără niciun fel de minusuri. Deci am început relația cu Școala pentru Democrație, apoi a venit așa mânușă și programul Let's Talk About You și veneau toate lucrurile astea parcă așa ca un dar, uite cât de mult doar trebuie să vrei și că nu există, nu pot și n-ai nicio scuză, doar să vrei să le faci. Apoi, cred că e calea, așa cum ai zis, nu trebuie, cum ați zis voi, nu trebuie să aștepți să faci 18 ani și ca să capeți drept de vot și tu să crezi că, băi, asta înseamnă pentru mine să fiu cetățean, pentru că nu înseamnă doar asta și că tu până atunci ai drept de vot și până atunci, și în gimnaziu votezi reprezentantul clasei în Consiliul Elevilor,
ești consultat în privința unor măsuri sau programe, sau adică nu e ca și cum tu la 18 ani votezi pentru prima dată, ori cu cât înțelegi tu mai devreme ce valoare are, mi-a zis un elev recent că pentru el dreptul de vot e așa, ca un dar pe care îl primește la un moment dat și știe că atunci valorează foarte mult pentru toți cei din jurul lui. Cu cât înțelegi mai repede lucrul ăsta, cu atât ai mai valoros. Și eu încerc ca și profesor să fac cât de mult pot eu, nu fac perfect, nu fac tot ce s-ar putea face, dar eu în momentul ăsta fac cât de mult știu eu și cât de mult pot eu și încerc să mă inspir, să aflu ce fac și alții, să împărtășesc din experiența mea. De multe ori eu împărtășind din experiența mea îmi dau seama că anumite lucruri aș putea să le fac diferit sau și sunt tare, tare încântată că am posibilitatea asta. Astăzi o să vă prezint așa o bucățică din ce am făcut eu acum în perioada foarte recentă cu elevii de clasa 7-a la Educație pentru Cetățenie Democratică. Am să vă și arăt ca să aibă impact mai mare. Am plecat de la program cea din care face parte și modulul acesta de Educație pentru Cetățenie Democratică la clasa 7-a. Cu ocazia asta vreau să spun că eu sunt și autor al programei de educație socială și poate că asta mă face să fiu așa și mai încrezătoare în puterile mele de a face lucruri cu elevii. Și vă propun să vă prezint o singură competență specifică din multele câte sunt propuse în programa de educație socială, care ar trebui să fie formată elevilor până la sfârșitul anului școlar. Deci până ce un elev de clasa 7-a termină anul. Deci competența specifică este raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală și a diferitelor grupuri prin utilizarea și am ales eu dintre subcompetențe, utilizarea corectă a termenilor specifice educației pentru cetățenie democratică. Că e și normal, deci ca să începi să vorbești despre un domeniu, trebuie să înțelegi să cunoști termeni, să îi înțelegi, să știi să-i folosești în contexte corecte. Și, bineînțeles, programa conține modalități prin care tu poți să le formezi elevilor această competență. Deci, cum poți tu să înveți pe copii să cunoască și să utilizeze corect termenii? Și în afară de aceste sugestii, poți să folosești orice altceva îți mai trece prin minte și are legătură cu zona asta. Eu sunt și profesor de istorie și mi se pare normal să fac și o legătură cu disciplina istorie. Întotdeauna când vorbesc cu copiii sau abordăm subiectul democrație și tot ce ține de acest subiect, încerc să călătoresc cu ei înapoi în timp și în clasa a cincea, când au învățat ei prima dată despre democrație. Deși îmi aduc aminte și asta e valabil cu toate generațiile, nu și amintesc niciunii în clasa a șaptea că ei au învățat despre democrație ceva într-a cincea. Totuși, dacă le spui de Atena, dacă le mai arăți o imagine, cam așa încep eu. Le pun imaginea cu acropolele din Atena și îi întreb ce legătură există între democrație și Grecia antică. Cumva, profesorii știu că există o metodologie de lucru cu elevii care se numește cadrul RR, evocare, realizare a sensului și reflecție, și că această metodologie cuprinde
aceasta este etapa de evocare. Cum îi captezi tu pe elevi și cum îi atragi, cum le atragi atenția asupra subiectului care urmează să fie abordat. Așa cum am spus, nu și-aduc aminte, așa pe aici, pe acolo, câte unul, dar nu aș zice că pot să spună că da, democrația a apărut în Atena, în Antichitate. Nu își mai amintesc asta, cel puțin elevii mei. Dacă sunt și profesori ai căror elevii își aduc aminte, atunci nu, ar trebui să aflu și eu cum reușesc ei să facă asta. Și atunci le scriu pe flipchart cuvântul democrație. Și le zic, uite, uitați-vă așa cu atenție un minut și încep să-i întreb dacă au auzit vreodată cuvântul democrație. Bineînțeles că toți au auzit, că acasă părinților sunt experți în democrație și toți au păreri despre acest subiect, la școală profesorii la fel. Îi întreb, cum vi se pare că sună? Sau le mai zic, uitați-vă la cuvânt. Deci analizați bine cuvântul din orice perspectivă vreți voi, nu neapărat ca și sens sau semnificație. Și îmi spun că sună, eu am ales aici câteva răspunsuri de ale lor. Plăcut, ciudat, neobișnuit. Unii spun că e greu de pronunțat, că este complicat, că e lung ca și cuvânt, nu știu dacă am spus. Deci au tot felul de răspunsuri așa neașteptate cumva. Îi întreb, apoi bineînțeles, ce credeți că înseamnă? Ce vă vine în minte vouă când auziți așa undeva în jurul vostru sau poate chiar nu într-o discuție cu voi neapărat, ci auziți, merge radioul sau televizorul sau îi auziți pe părinți sau pe profesori, că folosesc într-un context acest cuvânt. La ce vă gândiți? Am încercat eu să, cum am făcut eu să aflu care sunt răspunsurile lor, am creat un Padlet, chiar i-am și făcut așa am ales o imagine din asta sugestivă pentru mine, că pentru ei nu însemna mare lucru în momentul ăla, nu credeau că sunt ei acolo și așa le-am și zis, măi, voi ăștia, deci cei din imaginea asta sunteți voi, elevii de la clasa 7-a. O singură clasă am, pentru că o singură clasă de a 7 avem noi în școală, nu pentru că am ales eu vreo clasă sau... Nu, deci avem o singură clasă. Așadar, le-am creat un Padlet. Consider că este o metodă foarte, foarte potrivită și m-am tot legat și de faptul că cumva materialul ăsta l-am pregătit și pentru că e vorba de un festival digital și pentru că... sar acum de la una la alta, dar mi se pare foarte relevant. E un festival digital și eu cred că unul dintre puținele câștiguri faptul că foarte mulți profi s-au familiarizat cu tehnologia și au început să o folosească și un câștig și mai mare ar fi, eu sunt printre profesorii care fac asta, chiar dacă s-a terminat cumva cu pandemia, mă rog, nu mai suntem cu școala online, dar nu ratez niciun prilej să continui să folosesc și Classroom și tehnologia și aplicațiile, pentru că mi-ar părea, cred că ar fi o mare, mare pierdere să nu păstrăm acest avantaj în folosul nostru. Le-am creat așadar un Padlet. Și ei au primit următoarea sarcină. Veți răspunde la întrebarea ce înțelegi prin democrație, ce crezi că înseamnă, într-un post-it din Padlet. Și au scris tot felul de lucruri care mai de care mai complex ce înseamnă democrație sau mai departe, dar cel mai mult și mai mult mi-a plăcut și am încurajat să răspundă, pentru că întotdeauna le spun, răspunsul corect este cel pe care îl dai tu în momentul ăsta, câtă vreme tu asta înțelegi prin cuvântul pe care trebuie să-l explici. Activitatea s-a desfășurat, deci prima oră a fost în cabinetul de informatică,
i-am fotografiat așa din spate. Nici măcar n-am făcut prea multe fotografii pentru că mi-a venit în minte târziu să-i fotografiez cum lucrează, de aia n-am apucat când încă era padletul greu, că eram preocupat de ce fac ei acolo și nu să-i fotografiez, dar mă rog, nu, la un moment dat mi-am amintit asta. După ce am terminat această parte, i-am rugat pe fiecare dintre ei să citească o definiție. Fiecare vedea pe ecran tot ce au scris ceilalți colegi și fiecare, deci citea la întâmplare, la ce a scris un alt coleg. Colegul care și auzea textul trebuia să-și recunoască definiția, să spună că asta este definiția scrisă de mine și apoi să aleagă din textul respectiv unul, doi, trei termeni pe care el îi considera așa mai deosebiți, mai neobișnuiți pentru vocabularul, pentru vorbirea de zi cu zi. Asta s-a întâmplat într-o oră și am stabilit împreună că în ora următoare termenii pe care ei i-au ales îi vom așeza într-o listă, ceea ce am și făcut în următoarea oră. Elevii au centralizat și a ieșit o listă cu termeni. Nu neapărat avem pretenția că este o listă, adică ea e exhaustivă. Există și mulți alți termeni, precis că unii dintre ei poate nu neapărat își găsesc locul în această listă, nu era foarte, foarte, era perspectiva lor, asta e foarte important. De la această listă, sarcina pe care ei urmează să o îndeplinească așa pe parcursul întregului an școlar este, pe lângă următoarele și multe alte activități pe care o să le avem, bineînțeles, este să realizeze un dicționar pe care am ales noi să-l numim dicționar despre democrație. Va fi un dicționar creat de ei și pentru că nu toți sunt foarte prieteni cu tehnologia în contextul învățării și am vrut să-i încurajez și pe cei care au la desen, la scris frumos, la așezat pagini. Am decis împreună să avem două variante ale dicționarului. Și anume unul letric, scris de mână, în care ei, dacă vor să însoțească termenii cu imagini, cu desene, cu, știu eu, secvențe sugestive, dacă, de exemplu, scriu despre vot, poate vor să aleagă, să deseneze cum cineva a pus votul în urnă la alegerea Consiliului Reprezentantului Clasei în Consiliul Elevilor, de exemplu, sau pot fi chiar fotografii, rămâne să decidă să aleagă oricum. O să vă povestesc pe parcurs ce iese și o să vă și împărtășesc din ce iese din acest dicționar. Iar o altă grupă de elevi va realiza acest dicționar în format electronic. Cum anume termenii respectivi, cum cei care vor alege să scrie partea letrică vor defini din index online, din informații, nu știu, nu neapărat, că normal va trebui să fie un dicționar, cuvintele să fie explicate cu sensul lor real și nu cu ce credem că înseamnă fiecare cuvânt. Au și dat ei exemplu, că am întrebat, uite, dacă ar fi să alegi cuvântul vot, cum l-ai explica? Am uitat să vă spun că pentru ora următoare au și sarcină de lucru să aleagă 5 termeni din lista aceea creată de ei și să alcătuiască cu cei 5 o propoziție sau o frază în care să folosească termenii respectivi într-un context real. Și au și găsit ei un exemplu.
Eu îmi exprim dreptul de vot sau votez cu ocazia alegerilor reprezentantului clasei în Consiliul Elevilor. Ne-am legat foarte mult de acest exemplu pentru că ei tocmai și-au ales și era foarte proastă. Competența vizată prin această activitate este utilizarea corectă a termenilor specifice educației pentru cetățenie democratică. Și ce urmează? Deci, încă n-am făcut acest lucru, deci asta urmează să realizăm dicționarul în formatul electronic. Vrem să fie cu link-uri care să-i trimită pe ei, deci nu să deschidă undeva o pagină și cuvântul democrație sau cetățean sau vot sau candidat sau președinte sau parlament să fie explicat în cuvinte, ci pentru ca ei să fie puși în situația de a folosi tehnologia și cumva să folosească tehnologia și pentru altceva decât rețele sociale și știu eu în ce alte împrejurări, să fie nevoit să găsească termeni rând link-uri și învățându-i pe colegi cum pot afla, iată, ce înseamnă democrația, dacă mă duc în cuvântul democrație din Dex Online, să zicem. Și atunci pot afla o mulțime de informații. Același lucru cu orice alt termen. Eu am exemplificat aici doar am dat doar acest exemplu. Iată, ce este un cetățean? De asemenea, nu întotdeauna le spun, nu întotdeauna Wikipedia este cea mai importantă sursă. De altfel, urmează și activități despre ce înseamnă, despre cum identifici sau îți dai seama dacă o știre este falsă sau este un fake și urmează să facem multe dintre lucrurile astea, dar ce v-am arătat eu astăzi este ce am făcut eu în cel mai simplu mod din punctul meu de vedere la clasa 7-a de disciplină, cum ar veni, cum am pornit eu la drum cu ei în traseul ăsta, în demersul ăsta de a contribui și eu la viitoare, la formarea lor ca viitor cetățeni ai societății europene democratice, că și pe asta pun eu foarte, foarte mare accent. Mulțumesc! Sigur mi-au scăpat lucruri, dar dacă mai, nu știu, aveți întrebări, mulțumim mult, Lili, pentru ce ne-ai împărtășit. O activitate, cum spuneai, cât de simplă, atât de importantă și care pune bazele înțelegerii acestui concept. Recunosc că primul gând pe care l-am avut de împărtășit către tine a fost că elevii tăi cu siguranță nu vor uita acest concept peste câțiva ani de zile și își vor aduce aminte de activitatea ta. Mai ales îți mulțumesc și pentru că ai pus această activitate și ai făcut în context și ai făcut legătura și cu programa școlară. Mulțumim mult! O să trec acum către activitățile și ideile pe care le-a pregătit Monica pentru noi. Așadar, ne mutăm acum în partea de sud a țării. Și eu sunt unul dintre privilegiații profesori, aș spune, care fac parte din rețeaua Școlii pentru Democrație. Sunt în contact cu organizația EFOR și cu programul Școala pentru Democrație de ani buni, cred că din anul 2015, dacă mi-aduc bine aminte. Și aș spune că întâlnirea cu Școala pentru Democrație a fost pentru mine așa un moment de reper în activitatea mea. A fost momentul în care, după ce am participat la seminarul, la trainingul de la Sinaia,
Și am aflat acolo despre foarte multe metode care nu mi erau cunoscute la momentul acela. A fost un moment în care mi-am dat seama că noi profesorii putem să fim la clasă cât se poate de creativi, pentru că asta îi ajută foarte, foarte mult pe elevii noștri. Aș spune așa cu curaj, chiar dacă mă aude toată țara, că din puțin mai curajoasă și să nu mai fiu așa în limitele manualului și al programei școlare. Și am zis, această materie, la vremea aceea era cultură civică, acum se numește educație socială și sub umbrela de educație socială sunt mai multe discipline, este exact ceea ce avem nevoie pentru a desfășura cu elevii noștri activități creative, non-formale, care să-i ajute să-și dezvolte diferite competențe de comunicare, de participare la viața școlii, a comunității. Cred că e cadrul perfect. Așa cum spunea și Lili mai devreme, e disciplina la care putem să facem cel mai bine acest lucru. Și este păcat să nu valorificăm. Cred că fiecare oră predată, da, desfășurată la această disciplină, trebuie să fie o oră care să-și pună o amprentă asupra viitorului elevilor noștri. Mie îmi place să spun, astăzi află, sunt informați și mâine vor deveni cetățeni activi. Iar educația socială este un punct de reper. Ce fac eu la orele de educație socială? Așa cum vă spuneam, încerc să-i scot cumva pe elevii din sala de clasă, să învățăm în școală, să învățăm în comunitate și recurg cât de mult pot la, hai să zicem așa, metode de educație non-formală, nu știu dacă e chiar o definiție potrivită. Aș da câteva exemple, nu știu, teatru forum, studii de caz, proiectul, valorific foarte, foarte mult proiectul, lucrul în folosul comunității, activități de voluntariat. Am adus, ca să vă conving, să zic așa, de acest lucru, câteva imagini din activitățile pe care le desfășor, pe care am reușit să le găsesc așa mai ușor. Lucruri, activități pe care le fac cu elevii, nici n-aș ști cu ce să începe exact, dar haideți să încep și eu cu momentul în care elevii mei iau contact, să zicem așa, cu această disciplină, educația pentru cetățenie democratică. Și cred că este o metodă pe care am aflat-o, am cunoscut-o chiar la Școala pentru Democrație și de atunci am folosit-o foarte mult, atât la educație socială cât și la istorie, pentru că eu predau istoria și istorie. Așadar, la începutul clasei a șaptea, când începem să studiem această materie, încerc să aflu de la elevii mei ce înțeleg ei prin acest concept de educație pentru cetățenie democratică. Da? Ce cred ei că reprezintă, care sunt lucrurile pe care cred că le vor învăța la educație pentru cetățenie democratică, pe care le vor dobândi, cunoștințe, atitudini, valori și așa mai departe. Și îi organizez în grupe, pentru că lucrez foarte mult în echipe, pe grupe. Consider că în felul ăsta dezvoltăm această competență de a lucra în echipă, de care au mare, mare nevoie în vremurile pe care, da, le trăim, pentru a se adapta la această societate a cunoașterii și a ritmului alert al schimbărilor și al informației. Bun, și le pun la dispoziție, nu știu, diferite reviste pe care putem să le sacrificăm, da, coli, markere și așa mai departe, iar ei realizează un fel de afișe, da, postere, prin care exprimă ceea ce cred ei la început de drum că ar trebui să învețe la educație pentru cetățenie democratică sau ce gândesc ei că ar însemna educația pentru cetățenie democratică.
început. Poate că lucrurile nu sunt chiar corecte întotdeauna, dar e loc și timp să îndreptăm, ca să zic așa, dar îi lasă să fie cât se poate de creativ, da? Și să exprime ceea ce cred ei despre educație pentru cetățenie democratică. Și după cum vedeți, îi asociază cu diversitatea, cu participarea, cu drepturile copiilor, cu o serie de valori, da, pe care se gândesc ei că și le vor însuși sau dezvolta la această disciplină: respect, empatie, egalitate, non-discriminare, toleranță și, mă rog, multe alte lucruri. Deci iată cum își imaginează sau cum și-au imaginat elevii mei de anul acesta, da, că va fi această disciplină pentru ei. De asemenea, observați, sunt lucrările lor, nu sunt corectate, deci nu intervine echipă, își prezintă afișul, posterul realizat, le expunem sub forma unei galerii și le dau posibilitatea celorlalți colegi, da, care n-au lucrat la posterul respectiv, să intervină, să adauge dacă ei consideră că își mai pot ajuta colegii completând anumite lucruri. De asemenea, o altă metodă prin care luăm contact cu această disciplină, mai puțin să-mi identific eu, nu am chiar în ordine fotografii, ar fi trebuit să mi le așez mai în ordine. Da, o altă metodă prin care luăm contact cu această disciplină este aceea de a-i ruga pe ei să identifice cuvinte cheie pe care le asociază cu educația pentru cetățenie democratică. Și avem aici câteva exemple, da? Cuvinte pe care ei le-au exemplificat și pe care și anume s-au gândit la educație, da, s-au gândit la comunitate, da, s-au gândit la democrație, s-au gândit la cetățenii. Și apoi am mers mai departe ca să înțelegem mai bine, de fapt, la ce se referă și ce înseamnă aceste noțiuni pentru ei. Și i-am organizat pe grupe și am folosit o metodă care se numește caruselul. În ce constă această metodă? Fiecare grupă realizează un produs, da, în care exprimă anumite gânduri, idei, informații despre un anumit subiect, iar aceste produse realizate în grupe trec pe la fiecare grupă, ca să zic așa, în sensul acelor de ceasori. Nu știu că sunt de clar, dacă mă înțelegeți. Bun, fiecare grupă a avut de menționat câte trei, alte trei cuvinte cheie sau alte trei noțiuni asociau cu cuvântul cheie inițial, da? Acestea fiind educație, comunitate, drepturi sau cetățeni. Da? Și fiecare grupă scrie cu o anumită culoare. Da? Apoi, când și-au notat cuvintele cheie, materialele se rotesc către celelalte grupe, da, în sensul acelor de ceasornic. Așa încât, la sfârșit, având patru grupe, da, va trebui să avem patru culori pe fiecare poster, în așa fel încât să fim convinși că toată lumea a lucrat, da, și a exprimat anumite idei pe tema, pe tema respectivă. La început este ușor, da? Când ai pentru prima dată materialul și notezi, să zicem, trei informații, trei cuvinte cheie și așa mai departe. Dar, da, pe măsură ce materialul merge mai departe și alți colegi înaintea ta deja au notat niște noțiuni, niște cuvinte, este din ce în ce mai greu să te mai gândești la alte cuvinte, da? Pentru că n-ai voie să repeți ce ai găsit pe, da, pe materie. Sunt puși așa într-o sunt scoși cumva din zona de confort și sunt obligați să gândească, da, să găsească cât mai multe răspunsuri corecte și lucrul acesta devine din ce în ce mai greu pe măsură ce alții înaintea ta deja au făcut acest lucru.
Da? Nu sunt ele foarte artistice, ca să zic așa, pentru că n-am pus accent pe partea artistică, dar a fost un exercițiu prin care am gândit, da? Am reflectat, am asociat lucruri, noțiuni și am definit, să zic așa, în felul nostru, educația pentru cetățenie democratică și cuvintele cheie, nu știu, conceptele cheie care se leagă de educație pentru cetățenie democratică. Este o metodă pe care o folosesc frecvent pentru că, repet, copiii lucrează în echipă, colaborează, gândesc împreună, da, sunt puși în situația de a găsi cât mai multe răspunsuri în așa fel încât să-și îndeplinească. Este un exemplu de metodă, de activitate. Aș mai vrea să, dacă mai am timp, se mai poate? Da, da, liniștită, Monica. Da? Să vă mai exemplific și alte. Acestea sunt mai recente, pentru că suntem la începutul anului școlar, da? Au trecut de-abia câteva săptămâni și a fost perioada de introducere în studiul discipline, am luat contact cu disciplina, da? Și cam atât am reușit să facem pentru această perioadă de început a anului școlar, dar v-am mai adus niște exemple din anii anterior, ca să zic așa, pe care le-am făcut în anii anterior. Ce anume mai facem noi în contextul acestei discipline sau sub umbrela acestei discipline? Citim împreună. Citim împreună diferite cărți studiate la educație pentru cetățenie democratică. Spre exemplu, o temă abordată în cadrul acestei discipline și pe care mie îmi place să o tratez așa ceva, pe larg, pentru că sunt profesor de istorie și consider că este un spațiu în plus prin care pot să îi ajut pe copii să învețe și să înțeleagă mai bine ceea ce facem la istorie, unde avem destul de puține ore pentru câte am avea de făcut. Și atunci continuăm la educație socială și discutăm foarte mult despre regimurile politice. Și învățăm despre regimurile politice prin intermediul cărților, da, prin intermediul filmelor, ca să zic așa. Aici aveți un exemplu de activitate pe care am realizat-o cu elevii. Am pornit de la o cărticică ușoară pentru ei, pe care au citit-o foarte ușor. Este povestea unei fetițe supraviețuitoare a Vreau să zbor ca un fluture. Și copiii au avut de citit această carte, apoi au fost împărțiți pe, cumva, pe echipe și au avut de reprezentat sub forma unui afiș, da, a unui poster, anumite părți ale cărții. Am creat un fel de, da, de benzi desenate pe cartea respectivă și da, fiecare grupă și-a realizat și și-a expus materialul, iar la final vedeți că a ieșit o bandă desenată, a ieșit o bandă desenată a cărții. Și bineînțeles că după ce am povestit despre subiectul cărții, ne-am întors către tema noastră de la educație socială, regimuri politice. Da? Ce înseamnă un regim dictatorial, cum au simțit oamenii, cum au resimțit ei experiența unui regim dictatorial. Din lecția trecutului pentru ca astfel de greșeli să nu se mai întâmple, care sunt mesajele pe care ei le transmit, da? Hai să zicem așa, dacă ar putea să le transmită către umanitate, da? Către lume, ca experiențe nefaste, da? Cum au fost acele accidente ale istoriei, cum îmi place mie să le numesc, da? Nazismul, comunismul sau alte experimente totalitare să nu se mai întâmple, să nu mai existe.
Deci este o modalitate de a învăța creativ, ieșind cumva din limitele manualului, da? Și din, n-aș spune din limitele programei, pentru că, așa cum spunea și Lili, programa este un punct de reper, este un punct de plecare. Dar noi, profesorii, avem libertatea de a fi cât se poate a stârni interesul elevilor noștri pentru disciplina respectivă, pentru a-i ajuta să înțeleagă lucrurile, fenomenele, informațiile prezentate și pentru, nu în ultimul rând, pentru a le dezvolta anumite competențe. Vă mai spuneam că punem accent pe foarte mult pe proiecte. O să mă duc acum către proiecte, lucrurile în folosul comunității și o să vă exemplific un proiect pe care l-am realizat în urmă cu ceva vreme, chiar împreună cu Expert Forum. În cadrul programului Școala pentru Democrație. Nu mai puțin, mai am câteva. Scuzați, astea sunt imagini din activitățile pe care le desfășor cu copii, așa cum vă spuneam, foarte mult în comunitate. Deci am învățat despre comunitate, am învățat despre drepturile noastre și am încercat să ne exersăm competențele de încă din copilărie, da? Identificând diferite probleme pe care noi le resimțim în școală sau în comunitatea noastră. În funcție de cât de mult s-au repetat sau s-au semnalat anumite probleme, am ales, să zicem, 4 sau 5, da, mai importante, care simțim noi că ne dor mai tare, ca să zicem așa, și am încercat să elaborăm proiecte ca să propunem soluții pentru rezolvarea acelor probleme. Bineînțeles că au fost semnalate tot felul de probleme, eu știu, spre exemplu, câinii comunitari sau lipsa lucrurilor de joacă în oraș sau gradul ridicat de poluare sau, nu știu, multe alte lucruri. Iar copiii, da, lucrând în echipă, după cum vedeți, au realizat afișe prin care au prezentat problema, problema, au identificat soluții prin care se poate rezolva problema și, bineînțeles, au exprimat un plan de acțiune, da, prin care ei pot pune în aplicare soluțiile pe care ei le-au identificat. Și nu ne-am limitat doar la spațiul școlii, pentru că s-ar putea ca să nu fie suficient și ne-am gândit că vocea elevilor ar trebui să ajungă mai departe și anume în comunitate. Și am programat o vizită la primărie, da? Primăria orașului Videle și acolo, într-o ședință de Consiliu Local, elevii au mers și și-au prezentat materialele cu problemele pe care ei le-au identificat, dar și cu soluțiile pe care ei le-au văzut. Au avut ocazia să simuleze o ședință de Consiliu Local, da? Ce ar face ei dacă ar fi pentru o zi la conducerea comunității, da? Ce ar face ei dacă ar fi consilier local pentru o zi și așa mai departe. Deci, sunt câteva exemple din cele ce fac eu. Ce vreau să spun este că vreau să-i ajut pe elevii mei prin intermediul acestor activități, că ei, elevii și copiii în general, nu sunt mini-cetățeni cu mini-drepturi, nu? Sunt cetățeni cu drepturi depline. E foarte important să-și cunoască drepturile, e foarte important să acționeze pentru ca drepturile să le fie respectate, dar pentru asta au nevoie de informare. E foarte important să înțeleagă că nu au drepturi, au și responsabilități, da? Și că libertatea lor se oprește acolo unde începe libertatea celorlalți, da? Și e foarte important să înțeleagă că e nevoie ca ei să se implice, e nevoie să-și facă auzită vocea, pentru că mie îmi place să le spun că o lume care
ei este o lume mai singură și mai bună și mai frumoasă. Așa că haideți să le dăm curaj, încredere, să-i ascultăm, să ținem cont de opiniile lor, nu? Iar atunci când nu suntem de acord cu ei, să le aducem argumente, da? Să le explicăm de ce nu suntem de acord cu, da? cu ideile și gândurile lor, dar să nu îi împiedicăm să-și exprime gândurile, opiniile și, foarte important, să-i ascultăm. Cam asta, nu știu, dacă considerați că ar mai fi ceva de spus sau aveți întrebări? Mulțumesc! Mulțumim mult, Monica, pentru idei și recunosc că eu mi-am notat ceva ce ai spus la început din categoria mesajelor pe care să ți le așez pe tricou, apropo de cum fiecare oră de educație socială predată ar trebui să își pună amprenta asupra elevilor la clasă. Am reținut și îți mulțumesc că ai făcut precizare și la celelalte abilități pe care tu le dezvolți la clasă elevilor tăi și competențe, dincolo de ce înseamnă conținuturile efective, și mi-am notat aici lucru în echipă, comunicare, creativitate, creare de produse, ceva cu care noi rezonăm foarte mult și mai ales partea aceasta de reflecție și de feedback pe care elevii și-o dau prin munca în echipă. Aș vrea doar să mai zic că Cezara și Maria sunt foarte recunoscătoare și suntem foarte recunoscătoare la Asociația TechSoup că am ajuns să le cunoaștem pe Lili și pe Monica și prin intermediul acestui festival să le cunoască și profesorii din comunitățile noastre, mă refer la comunitățile Îndreptar Digital și Predau Viitor. Mulțumim! Monica, eu nu am întrebări în acest moment. Îi mai invit o dată pe profesorii care ne urmăresc să le adreseze totuși în chat și cu siguranță ele vor ajunge la voi. Mulțumim tare, tare mult! Mulțumesc și eu pentru invitație și pentru oportunitate. Vă mulțumesc încă o dată, Lili și Monica, pentru ideile voastre. De-abia aștept să văd ce vor scrie profesorii care ne urmăresc în chat și dacă vor avea întrebări suplimentare pentru voi, să știți că o să le primiți pe e-mail, o să găsim o variantă să ajungă la cei care ne urmăresc. Maria, te-aș ruga pe tine să ne povestești despre resursele și oportunitățile de învățare pe care voi le oferiți la Expert Forum, disponibile acum, disponibile în viitorul apropiat pentru cei care ne urmăresc și care sunt interesați. Sigur că da. Pe site-ul expertforum.ro puteți să găsiți o serie de resurse pentru profesori. Sunt niște planuri de lecții despre știri false și cum pot să fie abordate la clasă. Pe site-ul școala-pentru-democrație.ro, site-ul nostru dedicat pentru programele pentru profesori și tineri, puteți să vedeți ce program am mai avut și ce urmează. Și dacă sunteți interesați să lucrăm împreună, în acest an școlar urmează să mai avem două oportunități în care ne dorim să extindem puțin comunitatea noastră de profesori. Deci, dacă sunteți interesați și dacă sunteți profesori de liceu sau de gimnaziu, vă invităm să ne scrieți la adresa școala@expertforum.ro. Puteți să ne povestiți puțin despre voi și noi o să revenim odată ce deschidem oficial apelul de recrutare pentru aceste două oportunități. De-abia așteptăm să ne cunoaștem și să începem să lucrăm și în comunități noi. Mulțumim! Mulțumesc și eu, Maria. Mai rămân un pic la tine. Doar vreau să zic, adresa de e-mail se va regăsi în padletul festivalului, o puteți accesa acolo și o să încheiem așa cu un tur de scenă virtuală cu un mesaj pentru cei care ne vor urmări la Festivalul Digital Predau Viitor. De-abia așteptăm să vă cunoaștem, de-abia așteptăm să aflăm mai multe despre voi. Mulțumim mult de tot că ați urmărit această bucată. Sper că a fost... Ați găsit inspirație atât la Liliana cât și la Monica, fac niște lucruri minunate și da, vă invităm să fiți parte din comunitatea noastră. Mulțumesc mult! Cezara, un mesaj pentru toți profesorii care ne urmăresc și care se gândesc acum să acceseze resursele voastre și să
se inspire din ce ne-au prezentat Lili și Monica? Cred că mesajul meu ar fi să aibă curaj să ne scrie nouă sau tuturor oamenilor pe care îi găsiți în sectorul ONG, să zic, care dezvoltă resurse, care vi se pare că fac ceva interesant și ați vrea să încercați. O să găsiți, cel puțin la noi, întotdeauna sprijin și disponibilitate să venim, să vă ajutăm, să ne adaptăm în funcție de specificul comunității, a copiilor cu care lucrați, a timpului pe care dumneavoastră îl aveți, și chiar și cu o oră, cu o jumătate de oră pe care o aveți la dispoziție, se pot face lucruri magice care o să le placă foarte mult elevilor dumneavoastră, așa că prietene, noi abia așteptăm să ne cunoaștem și să lucrăm împreună. Monica, un mesaj pentru profesori ca voi, directori ca voi, care ne urmăresc acum. Da, mesajul meu ar fi să îndemn pe colegii mei să fie cât se poate de creativi, să iasă cumva din canoanele programului școlare, să nu-i mai limiteze și să încerce să, atât cât pot, să... Da, îi ducă pe copii în comunitate, să învețe făcând, să învețe participând, pentru că în felul ăsta îi putem forma ca pe viitor cetățeni de care societatea are nevoie, activi, implicați, responsabili. Să facem din, nu știu, din munca noastră un dar, da? Și să încercăm să ajungem la mintea și la sufletul copiilor prin lucruri care într-adevăr le folosesc, pe care le pot valorifica în viața de zi cu zi, în comunitate. Și cred că în felul ăsta vom fi profesorii de care au nevoie. Mulțumesc! Mulțumesc mult, Monica! Lili, un gând, mesaj pentru cei care mă urmăresc. Da, vă încurajez și eu să îndrăzniți. Să îndrăzniți că de aici pornește totul și să credeți în voi și să credeți că de voi depinde în mare măsură, că voi faceți educația, voi sunteți la firul ierbii și voi decideți cum anume puteți să faceți lucrurile să fie bine. Iar disciplina educație pentru cetățenie democratică este calea care vă permite să îmbinați atât de fain și activitățile de educație outdoor și activitățile cu metode non-formale și tot ce vă vine în minte încât să le formați copiilor competențe sociale, civice, digitale, să-i scoateți, să faceți în așa fel încât să nu se plictisească și să îndrăgească mai mult școala decât se întâmplă în momentul ăsta. Și mulțumesc mult, mult pentru invitația de a participa la evenimentul ăsta, că ăsta era un lucru esențial pe care am omis să-l spun. Eu vreau să vă mulțumesc mult pentru toate ideile de activități, pentru mesajele astea puternice despre toate oportunitățile pe care această disciplină îi le oferă unui profesor la clasă, despre cât de important este să fiți creativi, să vă gândiți că puteți să folosiți această disciplină pentru a dezvolta competențe importante la elevii noștri. Mi-am notat eu așa că vă mulțumesc pentru contribuția voastră a tuturor invitatelor mele, pentru, am zis eu, că puneți umărul ca elevii de astăzi să devină cetățenii responsabili, activi de mâine și care să se îngrijească de valorile democratice. Mulțumesc acum în avans și celor care ne-ați urmărit, care ne veți urmări. Noi am reușit așa să folosim tehnologia ca să ne conectăm din diverse locuri ale țării, să fim pentru dumneavoastră la Festivalul Digital Predau Viitor.
Doar vreau să mai spun că veți găsi prezentările și toate resursele menționate în această sesiune în Padlet-ul festivalului. Colegele mele se vor asigura că ele vor ajunge la voi. Și să nu uit, vă invit să verificați agenda zilei și ce avem pregătit pentru ultima zi de festival. Va fi 3 noiembrie, nu ratați sesiunile pe care colegele mele le vor susține pentru voi alături de invitați fantastici, zicem noi. Sperăm, Cezara, Maria și, de ce nu, Lili și Monica, să ne revedem și la următoarea ediție a Festivalului Digital Predau Viitor 2024. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru tot!